Mamă, e chiar liniștită ziua asta, este o zi de marți, o zi liniștită, dar ca de obicei. Bine, marțea era cu școala, era cu toate astea, dar astăzi avem liber de la școală. Vreau să mă duc la Darasil pentru că vreau să mergem astăzi să ne distrăm și noi, că nu ne-am mai distrat de foarte mult timp. Tot prank-uri, 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 peste prank-uri, acum chiar vreau distracție și hai să mergem la Darasil repede să ne distrăm, să vedem ce face și Darasil. Chiar sunt curios ce face el în dimineața asta, cred că e pe calculator ca de obicei. Hai să merg acum la Darasil, bă, chiar vreau să mergem prin mall, prin parc, să ne distrăm și noi, ca de obicei, ca băieții, să intru pe aici, intru prin partea asta pe aici. Mă, ce facem ăsta? Bă, Darasil, ce faci, mă? Bă, ce faci, mă? Bă, de ce e, bă, scaunul? Bă, ce le faci? Bă, ce faci, mă, la... Bă, dar ce faci? Bă, ce faci, mă, la astea? Bă, dar bă, ce faci, mă? Unde te duci cu astea? Bă, lasă-mă, bă, nu-i treaba ta, ok? Hai, lasă-mă. Bă, ce faci, mă? Unde pleci? Unde pleci? Bă, stai, bă, așa puțin, stai așa puțin, unde te duci? Bă, ce faci, mă? De ce e toate astea aici, Darasile? Ce faci? Îți renovezi camera? Ce faci tu aici? Nu, bă, Rafale, lasă, nu-i treaba ta, ok? Hai, lasă-mă. Mă, ce, mă, ce are, mă, Darasile? Bă, ce are, mă, de faci așa? Bă, Darasile, vorbește, mă, cu mine. Ce faci, mă? Unde iei toate astea? Ce faci cu ele? Unde te duci? Cum, de ce să te las? Bagă-mă și pe mine, seama, vorbește cu mine, că vreau și eu să pricep. Ce faci, mă, tu aici, Darasile? Păi nu vezi că plec, mă, ce crezi că fac? Hai, hai să mergem. Ce faci, mă, bă, stai puțin, stai puțin, stai puțin, mă, ce faci, mă, unde pleci, mă, Darasile? De ce iei toate lucrurile din cameră? Ce faci aici? Ce faci tu aici? Te-ai pus de renovat sau unde pleci tu? Cum să pleci, mă, tu? Unde să pleci, mă, tu, Darasile? Tu te auzi ce spui? Pe Rafale, m-am strabă de casa asta, bă. E prea mult, e prea mult, te rog la pot. Hai că plec. De ce pleci, mă? Stai, bă, ascu, bă, vorbește, mă, stai, mă, vorbește cu mine, vorbește. Păi, vezi, bă, că casa este bântuită, bă. Camera mea e cea mai bântuită, bă. Cum adică e bântuită? Cum adică e bântuită, mă, camera ta? Și cum ce să fie bântuită? Ce e bântuită? Că nu văd nimic bântuit aici, Darasile. Ce se să pare ție așa bântuit? Păi, Rafale, păi nu mai știi că la treia că ziua mi-a spus că mi se deschidea ușile și că frigiderul mi s-a schimbat. Eu n-am dat cum, bă, de la 2 minute de când am venit noi să colorez eu frigiderul, bă, Rafale, și de asta mă mut. Păi cum, bă, stai, mă, puțin, bă, bă, Darasile, tu nu glumeai atunci? Ce cum, adică cum, bă, stai puțin, ce spune și mie ce s-a întâmplat mai clar atunci? Păi, Rafale, a început de când nu ești acolo în pădure, povestea horror. Ah, pe normal, Darasile, zic povestea horror în pădure, bă, Darasile, logic, ai luat totul paranoia atunci, că era de la povestea horror, de la ce crezi că era altceva? Nu, Rafale, difende că n-am venit acasă. Stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, cum adică nu? Păi stai puțin, spune și mie, cum adică nu? Păi, bă, Rafale, bă, mie mi se deschideau ușile, bă, Rafale, și viața, era mai cea la baie, vrea să merg, după, mi se închid ușa în față, uite. Așa, 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 te-ai lovit, la ce, bă, te-ai lovit și la alt, bă, Darasile, păi stai puțin, așa, cum să ți se deschidă ușile și toate astea, bă, Darasile, bă, tu te-au, bă, Darasile, ție ți se pare, mă, ți se pare, ți s-a părut, mă, ție. Bă, Rafale, crezi că-s nebun? Bă, dacă auzeam așa, nu le-am mica ta normal. Dar să mi se închidă ușa în nas, se deschide așa, nu, frate, nu. Ata și cu frigiderul să zic, bă, că Rafale, frigiderul meu plin cu burgeri, deci la, ai ras cu ușa. Bă, stai, mă, poți, bă, nu știu, mai calm, mai încet, dar să le, că nu înțeleg nimic în ce vorbești. Așa, ți-a deschis ușa, ți-a închis ușa, ți-a deschis ușa. Frigiderul, ce s-a întâmplat? Fii mai calm, bă, potule, știi, bă, dar să le, ce te frică așa, mă, tu crezi că ai fantome în casă, bă? Bă, de unde, bă, ți-a venit și asta, bă, dar să le, bă, tu ești nebun, bă. Sper să fie ăsta un vis, sincer, că nu te crede așa de nebun. Nu, bă, Rafale, nu e vis, frate, deja m-am strat, fiindcă frigiderul era aici. Așa? După s-a fost, a dispărut și el s-a băgat aici. Așa, și a apărut aici, da. Și ce a apărut aici și era în altă culoare. Ba, dar să l-ai modificat, tu vrei să-l modifici tu. Wow, ce chestie. Dar ce atunci, bă, nu, bă, tu chiar zici la modul ce mi-a spus te muți că ai crezut că ai fantome în casă? Bă, Rafale, am, Rafale, camera mea și cea mai bântuită, bă, nu mai pot, gata, hai că mă mut, hai, pa. Bă, unde te duci, mă, Darasile, bă, așteaptă-mă, bă, doamne, bă, ăsta e nebun, bă, Darasile, unde te duci, bă, Darasile, vină-mă înapoi, bă, bă, Darasile, vină-mă înapoi, unde pleci, mă, unde pleci, mă, ia, bă, 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 da, pleci tu repede cu mașina, n-ai mai luat mașina, doamne, da, s-a dus. Bă, ce faci, mă, ăsta, bă, ăsta chiar, bă, a luat-o, ia nebunit, ia să vină înapoi, bă, ce faci, bă, Darasile, bă, unde te întorci, bă, Darasile, gata, nu mai pleci, nu mai, ți s-a luat, gata, nu mai pleci, nu? Nu, stai, am uitat să-mi iau gunoiul meu preferat. Așa, bă, stai, mă, bă, lasă-mă gunoiul, bă, lasă gunoiul de aici, bă, lasă gunoiul, nu, lasă-l aici, că ăsta e de la stat, de la primărie, de la astea, bă. Bă, ce faci, mă, tu, ce cauți, ce mai cauți, ia, unde mai pleci? Mi-am mutat burgerul de telefon și ăsta am mutat, ok, hai, bă, ți-ai uitat, bă, dar să le, bă, fii atent, dacă tu te-ai luat ăla, dacă tu te-ai luat ursuleț, tu ești frumos înapoi de la spital, de unde l-ai furat. Bă, ce faci, mă, ești televizoarele, bă, dar să le, unde pleci, mă, așa, cu toate astea? Cum adică, da, ai dreptate, chiar n-ai televizor, bravo. Și unde pleci tu acum, ia, spune și mie, stai puțin, așteaptă-mă, așteaptă, unde pleci tu? Unde pleci, așteaptă-mă, așteaptă, unde pleci, unde pleci, unde te muți? A, păi nu-i treaba ta, hai, pa! Păi ce, mă, stai, mă, ascult, bă, doamne, bă, stai nebun, bă, trebuie să mă duc repede după, mă, dar stai puțin, ăsta și-a uitat motocicleta aici, pe ce face, mă? A, pleacă fără motocicletă, e bine, am făcut joc cu motocicletă, bă, dar ce are, mă, Darasile? Bă, nu, stai puțin, stai puțin. Mă, nu, că eu nu cred ce se întâmplă, adică Darasile chiar a crezut că are fantome, eu cred că trebuie să-i spun, bă, dar trebuie să-l mai las așa puțin, chiar sunt curios unde să duce, mamă, dar acum nu știu unde a plecat, sincer, poate fi pe la bunică sau pe la diner, nu știu pe unde să mută asta. Bă, cred că la bunică sau să mută, trebuie să merg de apărat la bunică sau să văd dacă se duce înapoi acolo, că nu știu, că am eu așa o presimțire, că altundeva unde să se ducă, mă, Darasile, cu toate lucrurile, sau ce oare să duce el, mă, dar n-are mai el iubită, că el crede că Denisa e iubită lui, dar de fapt
sunt eu. Doamne, eu îl trolez cu Denis să-i fac vocea aia, mă costumez în față și dar să-l crede că e iubita lui. Gata, și-a făcut iubita și lasă-mă care e fericit. Dar lasă că o să vedeți că o să-i o fac eu, o să-i zic mă la un moment dat că sunt eu, să nu să mai, să nu-și mai fac așa speranțe degeaba. Mama, dar acum treaba e în felul următor. Deci dar să-i lua toate astea, văd că și-a lăsat frigiderul aici, mamă, și-a lăsat și burgeri. Lasă că se întoarce el după burger, că și-a lăsat burgeri aici, televizorul, uite, două televizoare pe aici și-a uitat și patul. Bă, dar asta nu se mută, doctor, mă, s-a face mișto de mine. Unde se duce, mă, ăsta cu televizorul și cu toate alea? Mamă, sper că nu a auzit el ceva nașpa, că se ducă să le vindă, să le vândă, că dacă le vinde, a încurcat-o cu mine. Bă, dar nu știu ce să cred, sincer. Bă, cum să se mute, bă, ăsta din casă? Bă, cum să creadă, mă, că sunt fantome? Nu, că eu trebuie să-i zic că l-am prâncuit eu atunci, dar cum să-i zic, cum să-i zic că nu mă vedea? Că faza e că nu vreau să-i zic că l-am trolat cu invizibilitate, că eram eu invizibil și făceam toate astea, pentru că dacă îi zic așa, nu mai pot să mai fac altă dată, alte de-astea. Deci, da, nu trebuie să-i zic, trebuie să zic eu într-un fel că eram eu, nu știu, dar ai zis că vedem eu cum îi zic. Dar hai să caut prima oară, trebuie să mă duc după el, dar hai că mă duc cu ce mă duc? Mă duc cu motocicleta lui mai bine. Să merg și cu motocicleta, că n-am mers absolut deloc, că i-am furat și motocicleta. Bă, trebuie să mă duc acum la bunica sau acasă să văd dacă e Darusel pe aici, mă, sincer, la modul cel mai serios, nu știu unde s-a dus, mă, bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Uite că am ajuns și lejer aici. Bă, dar stați puțin, că îmi pare că nu e nimeni aici. Nu văd nicio mașină, nu văd absolut nimic. Ia stai să mă duc eu sus, mă duc sus să văd dacă e cineva sus, că sus treia să-și pună el astea. Bă, nu-mi vine, mă, să cred, cum să facem așa ceva, mă, Darusel? Bă, Darusel, ești cumva pe aici, mă? Mamă, nu e pe aici, mamă, e gol pe aici, mamă, nu mai e nimic la bunică, să ia stai, să mă duc și eu pe la bunică, ca să mai întreb așa, ce mai face, cum mai stă? Să rămână, ce mai faceți? Vreau să vă spun ceva despre Darusel, că nu știu unde s-a dus, Darusel a zis că pleacă, că se mută, că nu știu ce, toate astea, nu știu ce se întâmplă, sincer. Mă, ești nesimțit, ești afară din casă, mă, că ce? Ești afară din casă, mă, că te duc la poliție, de trebnicule, stai puțin, cum adică, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Nu mai știi ce ai făcut, unul că tot n-aș mai face mișto și aș pleca repede de aici până nu vine poliția, ok, să rămână, nu, bă, nu vine să cred așa ceva, nu, bă, dar eu nu înțeleg ce se întâmplă, stai, că știu eu despre ce e vorba. Bă, mie nu vine să cred, deci Darusel m-a mințit atunci, deci mai știți atunci când m-a controlat Darusel viața pentru 24 de ore, mi-a controlat ziua aia Darusel și Darusel m-a adus aici să-i o cer în căsătorie pe bunica sa, bă, și Darusel mi-a zis după nu, stai liniștit că bunica știa că ți-am făcut eu un prank, dar văd că nu știa nimeni, deci Darusel nu știu, mă minte în ultimul hal, bă, bine că a plecat acasă, că nu mai supăr pe bune, bine că a plecat. Bă, dar întrebarea e, ce mai fac acum fără Darusel, că nu mai am prieteni, nu mai am pe nimeni, nu mai stau cu nimeni, sau așa singur în casă, la modul cel mai serios, nu stai să trip la dai, mamă, stai, bă, nu, stai la diner, stai la diner, e mașina aici, e la diner, ia stai puțin să-l văd, ce facem ăsta, bă, e la diner, mă, nu-mi vine să cred. Bă, Darusel, unde ești, mă, bă, Darusel, ia stai, mă, uitați-l acolo, mă, ce facem ăsta, mă, rânca? Ce bă, 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 ce faci, mă, bă, Darusel, ce faci, mă, la diner, mă, nu ai zis că te muți, nu ai zis că pleci? Păi da, mă, mutat și-a dat, a venit că n-a, trebuie, bă, nu, ca să nu-i parcă, da? Stai puțin, Darusel, stai puțin, bă, Darusel, vorbește calm, sau stai puțin, Darusel, tu nu știi cum să te încurci în miciuni, spune și mie de ce vrei să pleci tu cu adevărat la casă? Bă, casă e bântită, bă, numai camera mea e bântită, am plecat ca să te bântă pe tine, fantomele, da, Darusel, mă bânte pe mine, fantomele, mamă, ce fantome să mă bânte, bă, Darusel, că nu e nici fantomă, tu ai luat-o paranoia, ești nebun, Darusel, ce ai pățit? Nu, bă, la afară, tu trece, ia stai puțin, ia stai puțin, ia, hai să luăm puțin loc aici, nu, hai afară, să nu ne audă lumea, că ne facem de râs, Darusel, aici, am să spun ceva, Darusel, că mi-am adus aminte de ceva, am fost la bunică ta acum, fii atent, vino aici, bă, Darusel, mai știi și spune și mie, mai știi atunci când mi-ai controlat tu toată viața pentru 24 de ore și mi-ai făcut toate prostiile alea? Da, de ce? Și mai știi ce mi-ai făcut tu atunci când am mers la bunică ta, că am mers la bunică ta, mai știi ce mi-ai făcut? Păi da, dar ți-am făcut că... Bărafale, bine că mi-ai mintit, ce fain era! A, da, a fost fain, mă, mamă, ce bine, mamă, ce râs, dar Darusel, acum râs, a? Nu mai sunt fantome, nu mai sunt fantome în casă, este Darusel, nu plângeai tu mai devreme de fantome, acum râs, nu? Bă, normal, bă, cum să râd la faza aia, bă, cu bunica, care zic că te măriți, bă? Bărafale, fii antenă, fii antenă, te provoc și te măriți cu fantomele din casă! Da, să mă măriți și cu fantomele din casă, acum, bă, Darusel, ți-e țar de glume, mă, bine, mă, Darusel, hai să-ți arăt așa de glume, Darusel, că să vedem așa, nu știu, că, Darusel, mi se pare că mie sau tu ți-e țar de glume când tu ești paranoi, așa, visezi că vezi fantome, că vezi nu știu ce, Darusel, tu ai nebunii, bă, Darusel, ești nebun, bă, Darusel, trebuie să te duci la doctor, mă, pe bune, la spital, trebuie să ajungi, Darusel. Bă, tata, tu trebuie să duci, bă, la doctor și tu, că, na, în rahare zic era chiar. La, bă, tu nu vezi că tu nu știi să vorbești, bă, Darusel, nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești, trebuie să descifrezi, trebuie cifre, nu, Darusel, limba greacă, ce limbă vorbești aici, limba egipteană, veche, ce limbă vorbești, bă, Darusel, mai muțească, a, limba mai muță, i-am înțeles. Bă,
ceva. Așa, Darksele, în fine, nu mă mai interesează chestiile astea. Vreau să continuăm să spun ce aveam de spus, Darksele. Tu mi-ai spus atunci cumva, ia, ce mi-ai spus tu mie că s-a întâmplat atunci când mi-ai zis tu că mi-ai controlat viața și așa. Ai spus cumva că bunica ta știa de treaba asta și mi-ai făcut mie un prank? Păi da, și ce, care e problema? Păi stai puțin, și care, că stai puțin, când ai spus tu lui bunica ta treaba asta? De când știa bunica ta de treaba asta? Păi de mult, bă, când mă, că acum am mers acolo, dar să întreb de tine că am crezut că fii atent. Tu ți-ai uitat, dar să ai plecat fără motocicleta. Am plecat cu motocicleta să merg așa, dar să merg acolo acasă la tine, să văd că poate e bunica, poate să te duci la bunica ta, că nu știu unde ai putea tu să te duci, dar să chiar unde te duci? Păi, prima oară a fost la bunica mea și am zis că nu mă crezi, că ce ca fam, domne? Și zis că e supărat pe mine. Păi normal, dar normal, dar ce mă și ți-a zis? Și ți-a zis că cheamă poliția, de ce ți-a zis? Era supărată? Da, era foarte supărată pe tine. Pe mine, normal. Păi da, normal, dar să pentru că tu nu i-ai spus că e farsă. Tu m-ai mințit pe mine că i-ai spus că e o farsă și acum când am fost la Rusule, m-a luat. Dar cum adică nu? Și acum de ce mi-a zis de treaba aia? Nu mai ai zis, nu mai știi ce ai făcut? Așa mi-a zis Darusule. Cum adică? Ce vrei să spui tu în treaba asta? Mă mai și minți pe față acum. Nu, Rafale, bă, am zis acolo de lui bunica că tu nu mă crezi că am fantome și na. S-a supărat pe tine? Da, s-a supărat pe asta, bă, nici bă, cine să te creadă, mă, dar du-te, mă, de aici. Bă, a zis, nu știi ce ai făcut. A zis, ai uitat ce ai făcut. Nu dă asta, Darusule, era vorba de atunci. Mă, băi, vine simți, mă, Darusule, și unde te muști tu acum? Ia, unde? Ce faci tu acum? Unde pleci tu acum? Și pleci, mi-ai lăsat mie motocicleta. Ok, mersi, Darusule, plec cu motocicleta. A băgat o mașină și a plecat. Pa, pa. Băi, eu n-am ce să mai zic. Am rămas și fără mașină, fără motocicleta. Mi-a furat el motocicleta, așa că nu știu, dar să-l face magie, face de astea, băi, el cred că a făcut o magie. Nu, stai, că deja o iau în alte dale. Acum să fac el o magie. Eu tocmai vreau să spun că el cred că a făcut o magie și de-aia are fantome. Dar de fapt eu l-am trolat. Băi, trebuie să-i zic lui Darusel că l-am trolat eu, că nu se poate. Dar unde a plecat mă ăsta? Nu, că trebuie să ajung acasă să-mi iau eu mașina mea, sincer, că nu știu ce se întâmplă. Bă, dar trebuie să vină ăsta după burger. Haideți că poate să întoarce el după burger. Că și-a uitat el burgerii, bă, nici nu mai pot să mai vorbesc, că deja m-a și enervat Darusel cu toate astea, cu tot ce s-a întâmplat cu bunica ăsta și acum că pleacă el așa de nebun. Trebuie să se întoarcă neapărat acasă, adică sper să se întoarcă, că dacă nu se întoarce, eu nu știu pe unde e Darusel, sincer, la modul cel mai serios, trebuie să se întoarcă neapărat să-și ia burgerii, că nu cred că rămâne el așa fără burger, fără toate astea. Ia, nu e nimeni acasă, ok, am lăsat și ușile deschise, bine că n-a intrat nimeni peste noi în casă, așa, bine, peste mine, că a rămas să-și ia singur, așa, aici camera asta e liberă, bă, să mă gândesc, eu ce să fac eu aici în camera asta, cred că îmi fac aici un setup și acolo sus las doar camera, că nu știu, gen doar casa, toate astea, tot ce am acolo, dormitorul, toate astea, că nu știu ce se întâmplă, sincer. Mă, cred că a venit Darusel la casă, am auzit tu și asta să mă uit să verific, mă, chiar a venit ăsta acasă, mă, i-am auzit tu și așa o mașină, da, a venit acasă, mă, da, se putea, mă, să nu revină, mă, Darusel, ia stai să mă duc acum repede la el, mă, ce face, mă, ăsta aici, mă, Darusel. Sunt prea undeva, domne, în casa asta. Vă rog să verificați orice cameră, mai ales camera asta, că în camera asta s-a întâmplat prea multe. Ce, mă, Darusel, ce ai adus mai aici? Ce, da, s-a făcut-o să caut prin toată casa, în special în camera ta, știa, nu știu dacă găsești ceva suspect, dar, Darusel, cine e domnul ăsta? Ăsta e vânător de fantome, că la noi sunt fantome, da? Ce, mă, bă, ce vânător de fantome ai adus? Domnul, stai puțin, Darusel, vină cu mine, cam ceva de spus, bă, Darusel, bă, închide ușa așa. Bă, Darusel, stai puțin, tu ai adus un vânător de fantome să caute fantoma aia, că tu ce ți se pare ție că e o fantomă în casă, că ai tu fantome în casă, că ai vedenii? Eu nu sunt. Mă, Darusel, tu nu vezi că nici nu mai știi să mai vorbești, bă, stai mă cu minte, bă, Darusel, calmează-te, stai puțin, bă, tu chiar crezi că ai fantome în casă, mă, la modul cel mai serios? Păi da, bă, Rafale, eu nu sunt nebun, frate, nu sunt nebun, dacă crezi că sunt nebun, așteaptă, dacă o să fii fantome, tu să-mi dai 100 lei, ok? Mă, Darusel, bă, tu chiar ai nebunit, ai dreptate, ai nebunit, nici nu mai știi să mai vorbești, Darusel, tu ai deviat, tu, Darusel, ești deviat, după fix, uite ce nebun ești, bă, Darusel, tu chiar crezi că ai fantome, mă, cum adică, bă, tu, bă, ce fantome ai, mă, tu în casă? Ia, spune-mi, ce fantome ai tu în casă? Bă, Rafale, eu chiar n-am nebunit, frate, am început să aud, să văd chestii, nu, frate. Bă, oprește-te, bă, calmează-te, mă, Darusel, nu, Darusel, nu, fii atent, vino afară, să te calmezi, să ieși și tu puțin aer, Darusel, că am ceva să spun, am ceva să spun, dacă ăla găsește fantome. Mă, ce fantome să găsească, mă, bă, Darusel, ascultă-mă puțin, ce fantome vrei să găsească, spune și mie, ce fantome vrei să găsească dacă nu există fantomă? Bă, Rafael, bă, nu-mi place, frate, dar tu-mi plătești dacă sunt fantome, ok? Ce, mă, bă, Darusel, eu nu te înțeleg ce vorbești, bă, Darusel, vorbește-mă, bă, fii calm, calmează-te, bă, nu, că e nebun ăsta, mă, Darusel, mă, Darusel, ești prea nebun, bă, ce ai, mă, de face așa? Bă, nu te înțeleg, bă, eu nu înțeleg ce vorbești, Darusel, bă, calmează-te, mă, vorbește-mă, încet. Bă, Darusel, te-ai calmat, nu? Da, m-am calmat, deci, fiindem, vreau zic că trag aer și gata, bă, Rafael, fiindem, ce faci, mă, tragi aer sau ce zici, mă, acolo, bă, Darusel, ți-ai să te calmezi, bă, tu-ți bagi joc de mine, mă, Darusel, bă, încet, Darusel, dar ia spune, mă, Darusel, râu rățușcă rămurică, așa, bravo, Darusel, așa, am înțeles, bun, bravo, Darusel, și tu vrei să-mi spui mie că tu ai adus un vânător de fantome să-ți caute fantoma în casă care nu există, nu? Ce, cum adică nu există, bă, Rafael?
Nu există, bă, ce fantomă visezi, bă, Darsele? De unde ai găsit, mă, tu fantome, bă, Darsele? Noi am fost în pădure, hai să spun. Bă, Darsele, vrei să spun ce s-a întâmplat cu adevărat? Ok, ia zi. Bă, Darsele, în momentul de față, tu trebuie să-l te duci, să te trimiți pe omul ăla acasă, săracu, că trebuie să-i plătești și drumul, Darsele, că nu, mă, nu. Deja nu se mai poate, bă, Darsele, aduce omul ăla degeaba aici, pentru că, Darsele, nu a existat nicio fantomă, pentru că, hai să spun ce s-a întâmplat, Darsele. Eu te-am dus în pădurea aia horror, să spun așa o poveste, Darsele, horror, așa cu un scop, Darsele, pentru că după aceea seara să te sperii tu cât mai mult și să crezi că ai fantome în casă. Ce, bă, Rafael, bă, lasă-mă minciunile, bă! Bă, nu e mă minciună, mă, nu e mă minciună, fii atent ce ți-am făcut, Darusele. Am pus niște sfori, niște ațe pe care tu nu le puteai vedea și eu ți-am mutat alea pe acolo. Ți-am deschis ușile, ți-am mutat frigiderul, eu am făcut toate astea, Darusele. Nu există nicio fantome, nu există nicio fantomă. Tu ai adus omul ăsta degeaba, l-ai pus săracul pe drumuri, poate avea și el altă treabă, să se ducă la o fantomă adevărată și tu el nu, că sunt fantome, că nu știu ce, că ai mutat. Bă, Darusele, dar stai puțin, tu unde te mutai? Spune și mie, unde te mutai tu? Bă, Rafael, vreau să mă duc, să mă mut acolo, că se vin acolo. Dă mai casa de mare, bă, Rafael. Și ai tu bani să cumperi dita mai casa de mare singur, fără mine? Păi dacă furam de atunci, furam de acolo și da. Bine, furai, da, bine, hai să spun eu la omul ăla ce ai făcut tu, Darusele, ce faci tu? Păi atunci, bă, Darusele, nu, bă, stai, bă, pune mai aia înapoi, bă, Darusele, bă, lasă mai aia, oricum nu mai avem nevoie de aia, Darusele, bă, lasă-i puțin. Nu, ce vrei? Tu faci mișto de mine sau chiar mai pringuit? Bă, Darusele, ți-am făcut o farsă, nu fac nicio mișto de tine, dar vorbește și tu mai clar, că nu înțeleg absolut nimic din Darusele, trebuie să descifrezi ce zici tu aici, la modul cel mai serios. Bă, Darusele, ți-am făcut un prank, ok, e un prank, acum trebuie să mergi ușor la omul ăsta, foarte, foarte frumos, să-i spui, Darusele, că a făcut, ce mai vrei? Hai, vreau să zic, ești foarte nesimțit, pentru asta trebuie să-mi dai 100 lei, ok? Da, îți dau 100 de lei, du-te, mă, de aici, dau la omul ăsta, că mi-a mare de aranjul. Bună ziua, să trăiți, domnul, să știți că nu există nicio fantomă a nebunii, bă, ăsta e nebun. Lasă-mă să vorbesc, bă, nici atât, domnul, acest prost nesimțit care mi-a făcut prank-ul. Băi, nesimțit, bă, vorbește-mă frumos, mă, Darusele, ce, mă, păi, bă, Darusele, explică-i, cum adică prank, că nici nu știu omul despre ce e vorba. Scuzați-l, bă, Darusele, omul ăsta are, e bătrân, nu e copil ca noi, Darusele, nu e copil ca tine, prost, așa, vorbește-și tu mai civilizat, Darusele, mai civilizat. Deci, fii atent, omul ăsta mi-a făcut mie un prank cu sfoară și tăgea așa de uși și de frigider și nu știu cum mi-a văzut el frigiderul. Deci, el zice că nu e nicio fantomă. Bă, Darusele, vorbești, nu, lăsați-l, e speriat, vedeți că e speriat. Bă, Darusele, știi să vorbești clar sau vorbesc? Eu lasă-mi pe mine să vorbesc, deci fiți atenți, domnul. Eu i-am făcut o farsă acum câteva zile la copilul ăsta și el tot credea că e care fantome care asta și eu nu... Nu, ești copil, Darusele, ești adult, uite-te la tine, scurbalele ai pe împărți pe tine, ai caca la cur, Darusele, și tu nu ești copil, nu. Bă, nu, domnul, puteți să plecați de aici, pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic, vă dăm, Darusele, dă-i banii la om, așa, dă-i banii așa să ia drumul, Darusele, și du-l și acasă, Darusele, acum, bă, ce, bă, Darusele, cum vorbești, mă, tu îl trimiți acasă după, dar stai puțin, Darusele, așa vorbești, așa de necivilizat ești, bă, chiar aș fi vrut să fiu o fantomă, Darusele, pentru că uite-te cât de necivilizat ești, tu l-ai chemat pe omul ăsta aici să te ajute, tu ești nervos pe el că vrea să te ajute? Da, adică nu, eu să nervos pe tine, eu să mă prind cu și uite, mie pare rău pentru acest domn, el o să fie pe risipt, ok? Eu o să-l bag în apă și o să-l dau la fantomă, ok? La revedere! Cel mai nebun e, Darusele, adică la mă duc cel mai serios. Bă, Darusele, ești nebun, rodă tot, bă, nu mai țipă, mă, așa, bă, ai probleme. Hai, lasă-mă, du-te de aici, dar Darusele, du-l pe omul ăsta acasă, nu mă mai interesează ce vrei. Ce vrei? Hai, zi, ce mai vrei? Vino cu mine, vino cu mine. Vin cu tine, așa, dar du-l pe omul ăsta acasă, Darusele, că săracul stă, bă, Darusele, nu mai vin nicăieri. Du-l pe omul ăsta acasă, că săracul are și el. Ce e aia? Iar spui aia pe ca... Mă, ce? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.